Hai să mutăm școala online nu e suficient. Consideră candidatul USR la Camera Deputaților Radu Miruță afirmă că aproape jumătate dintre copiii din sistemul de educație nu au posibilitatea de a frecventa cursurile din motive pur financiare. În ideea de a proteja sănătatea tuturor, decizia de închidere a școlilor a fost măsura cea mai ușor de luat, dar această decizie are niște costuri semnificative. Ea nu poate fi o măsură menținută pe termen lung prin incapacitatea de a găsi soluții mai bune. Nu este suficient să spui, hai să ne mutăm online. E nevoie nu doar de infrastructură, ci de pregătirea competenței digitale, aparatura necesară, dar și de îndrumare pentru procesul pedagogic. Aproape jumătate dintre copiii din sistemul de educație sunt într o stare de vulnerabilitate. Cum educația se mută acasă, ceva ce conta mereu, acum este de neocolit. Calitatea locuirii și racordarea la internet și curent această măsură de închidere a școlilor poate fi luată doar dacă vine cu toate planurile remediale și formele de pregătire. Altfel, măsura închiderii școlilor la grămadă nu rămâne decât o măsură luată din topor și ascunde incapacitatea guvernului de a găsi soluții adaptate, a transmis liderul USR Gorj.